Aștept la o participare mare, toate că săptămâna viitoare va începe anul școlar și mă aștept ca acest eveniment în calendarul nostru să devină o tradiție pe fiecare an, indiferent că va fi sub egida Ministerului Direcției de Sănătate și Sport, și sport, să devină, pentru că înainte de deschiderea anului școlar, cred că am putea la Mioveni să angrenăm tinerii în două mari manifestări. În primul rând, o parte dintre ei în ziua copilului și a doua în săptămâna europeană a tineretului și sport. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc la primăria orașului Mioveni, printr-o conferință de presă, la care au participat primarul Ion Georgescu, viceprimarul Aurel Costache, precum și reprezentanții cluburilor implicate. La Mioveni, activitățile organizate în această perioadă vor fi coordonate de Asociația Județeană Sportul pentru Toți Argeș, în parteneriat cu primăria, Centrul Cultural Mioveni, CS Dacia Mioveni 2012, CS Mioveni, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș, Direcția de Sănătate Publică Argeș, precum și instituțiile școlare din Mioveni.